prioritatea României este de a transforma regiunea Mării Negre într-o zonă de pace, a spus ministrul român de externe Bogdan Aurescu la conferința cu privire la securitatea Mării Negre. Declarațiile vin în timp ce Kuleba, ministrul ucrainean de externe, a cerut o strategie consistentă a NATO pentru zona Mării Negre. Dorim să contracarăm efectele războiului hibrid, războiului informațional, războiului cibernetic pe care Federația Rusă îl instrumentează împotriva regiunii, împotriva statelor europene și aliate. Este în egală măsură o conferință care se concentrează nu doar pe dimensiunea hard a securității, ci se concentrează și pe aspecte care țin de libertatea navigației, libertatea comerțului, pe facilitarea rutelor de transport de energie în regiune, într-un cuvânt pe transformarea Mării Negre după ce acest război se va sfârși cu victoria Ucrainei, așa cum ne dorim cu toții, să se transforme într-o zonă de pace și prosperitate. Există astfel de soluții și de aceea dorim să le discutăm astăzi pentru a crea, dacă se poate, o veritabilă strategie de răspuns la aceste amenințări și provocări. Astăzi voi sublinia nu doar rolul cheie pe care România îl joacă în arhitectura de securitate regională, ca dovada faptului că această conferință se desfășoară la București, dar voi pleda și pentru un angajament strategic al Uniunii Europene și al NATO în regiunea Mării Negre, dublat și de o agendă transatlantică solidă. După cum cunoașteți, Statele Unite pregătesc o strategie de securitate pentru Marea Neagră, la care și România a contribuit în mod substanțial. De asemenea, vom discuta despre construirea unei agende consistente de reziliență democratică și de prosperitate în regiune, consolidarea rolului flancului estic în ceea ce privește sistemul de descurajare și apărare al NATO, precum și în ceea ce privește susținerea perspectivei europene și euroatlantice a statelor din regiune. Kuleba a intervenit online la conferința privind securitatea regiunii Mării Negre, care a avut loc la București sub egida Platformei Internaționale Crimeea. Ministrul ucrainean de externe a îndemnat Occidentul să transforme Marea Neagră într-o mare a NATO. I regret to say it, but I believe the West had no consistent Black Sea strategy, while Russia has always had one: aggressive, revanchist and barbaric. And by the way, I would like to recall, to remind everyone, that the first assault of Russia on the territorial integrity of Ukraine took place on the island of Tuzla in the Black Sea, set between the Black Sea and the Azov Sea. It's time to turn Black Sea into what the Baltic Sea has become, a sea of NATO.